Marcu, capitolul 14, de la versetul 32 la versetul 40, Ghețimani, așa cum este și programat în calendarul Uniunii, am rămas la pasajul acesta și veți înțelege mai târziu de ce. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile țin cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Amin. Ocupați locurile. Iubiți ascultători, au trecut 10 ani, aproape 10 ani de când n-am mai fost la dumneavoastră, timpul zboară foarte repede. Asta este viața, trece repede și noi zburăm. Dar important este să zburăm bine, să ajungem cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Așa în această dimineață să mergem împreună cu Domnul în Ghețimani. E așa de important pentru noi și sunt mai multe motive pentru care am rămas la pasajul acesta, Domnul mi-a pus pe inimă gândurile acestea, pentru îmbărbătarea bisericii, pentru trezirea bisericii și a noastră, sigur, și a predicatorilor, să ne apropiem mai mult de Domnul și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În primul rând, mergem cu Domnul în Ghețimani, pentru că El ne-a rugat, ne-a spus să nu uităm. Ne-a spus să ne aducem mereu aminte. A așezat cina aceea de taină și a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Vreau să vă spun că vrăjmașul, cel rău, vrea să șteargă amintirea aceasta a luptei din Ghețimani, a jertfei Mântuitorului, ar vrea să uite. Acolo El a fost înfrânt la cruce, i s-a zdrobit capul șarpelui. Și noi avem datoria aceasta sfântă să nu uităm niciodată. Stimați ascultători, mi-a venit în minte o imagine care este o realitate, dar vreau să o așez așa ca să înțelegeți ce se întâmplă și de ce trebuie să mergem din când în când în Ghețimani. Pe frontispiciul bisericii am scris de cele mai multe ori, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Foarte frumoasă lozincă, ca să zic așa, foarte frumos îndemn, ca să spun așa, pentru cei ce predică. Dar cel rău a sădit undeva așa după colțul clădirii o iederă. Este o plantă cățărătoare care se urcă așa încet, nu-ți dai seama, eu am plante din acestea cățărătoare și mă lup cu ele și le mai tund că se întind parcă prea tare și încet, încet planta aceasta s-a ridicat, a fost întreținută de noi, s-a ridicat și a început să acopere, începând de la dreapta spre stânga, ceea ce este scris pe frontonul bisericii. Și primele cuvinte care le-a acoperit, cel răstignit. Și citim acum și vedem că, de fapt, sunt biserici care propovăduiesc pe Iisus minunile, semnele, înmulțirea pâinilor, foarte, foarte multe lucruri și uităm că în centrul atenției Pavel spunea, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Slăvit să fie Domnul! Dar planta aceasta nu s-a oprit.
În unele biserici, da, pe unele frontoane am mers mai departe și au astupat și cuvântul Iisus Hristos. Și a rămas doar noi propovăduim. Și foarte multe ilustrații și foarte multe imagini și tot felul de lucruri, unele poate că ni le imaginăm sau știu eu, și a rămas numai noi propovăduim. Dar ceea ce este mai trist, că planta aceasta, întreținută de noi, a mers mai departe și a rămas pe multe frontoane ale multor biserici doar noi. Și foarte plastic se spune chiar și în România și cu așa ca o stare de glumă, așa, la vremuri noi, tot noi. Vreau în această zi să ne întoarcem la Domnul, să ne întoarcem cu fața spre El și să nu uităm niciodată prețul mântuirii noastre. Să avem deviza vieții noastre și a bisericilor pe care le păstorim, acea deviză completă pe care a spus-o Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 23, noi propovăduim, predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Numele Lui să fie binecuvântat. Apoi, iubiți frați și surori, am ales să merg cu Domnul în Ghețimani, pentru că spunea Mântuitorul, cel căruia îi se iartă mult, iubește mult. Și cele mai multe poezii pe care le-am învățat, sigur, vorbesc despre suferința Mântuitorului. Și eu vreau în câteva versuri, este o poezie mai scurtă, în câteva versuri să mă duc cu Domnul în Ghețimani, să veniți și dumneavoastră cu mine și să nu uităm că ne-a iertat mult. De aceea trebuie să-L iubim mult, să nu uităm niciodată paharul. Ghețimani, cuvânt de slavă, floare din etern mănunchi, bătălie înfiorată câștigată pe genunchi, ceas de luptă fără seamăn și dezbatere încordată, freamă ce-a umplut de spaimă toată bolta înselată, veșnicia omenirii pusă toată pe un cântar, pe un taler condamnarea și pe altul un pahar. Un pahar stătea în față și Iisus privea îngrozit. Tot păcatul omenirii trebuia acum plătit. Tot noianul de osândă din străvechile cetăți aștepta în nou negru clococeasul aspre judecăți. Tot desfrâul din Sodoma, toată cloaca din Pompei, urciunea lui Mamona și a mulțimilor de zei. Toate cheagurile negre de pe arginții din ungher, a negoțului de oameni, de onoare și de cer. Toate petele de sânge de pe vultul roman, de pe mâinile lui Nero și a lui Dioclețian, tot ce a strâns și ce va strânge vechiul șarpe ca trofeu, de la sângele lui Abel până la păcatul meu. Vai, ce cloco, ce urgie, ce mocirlă fără fund, Tată, strigă în beznă fiul, Tată, văile răspund. Ție toate-s cu putință, n-ai măsură, n-ai hotar, Tată, veșnic depărtează de la mine acest pahar. Dar pe celălalt taler, plin de sânge pe oblânc, soli călare duc o ceată către focul din adânc. Subt de secolii căinței trece încovoiat Adam, Noe tresărind de râsul și batjocura lui Ham, David în zadar ștergându-și pata de pe brațul drept și în fum de idol trece Solomon, cel înțelept. Trec profeți, martiri și preoți, toți cu sufletul pătat, căci în lumea asta nimeni n-a trăit fără păcat. Dar să moară în ghienă un David, un Daniel, și acum iată-i față în față, o năpârcă și un miel. Cerul întreg privește lupta, cine va cădea răpus, și broboane mari de sânge curg pe fața lui Iisus.
Sfinte Tată, strigă Fiul, crucea e nespus de grea, totuși facă-se, Părinte, gândul Tău, nu voia mea. Osana, răsună cerul, cântă îngeri în văzduh, s-a încheiat cu biruință lupta lui Iisus în duh. Pot să vin acum, ostași. Iată-i jertfa, își aleg, dar Iisus acum e gata de a sorbi paharul întreg. Și pe crucea din Golgota, sus între pământ și cer, vor lupta cei doi puternici, Mielul Sfânt și Lucifer. Dar când Iosif coborâva corpul Sfântului Titan, nevăzut, pe crucea goală va rămâne înfipt Satan. Slăvit să fie Domnul! De aceea am vrut să mergem în Ghețimani să ne amintim de suferința Lui, de durerea Lui și să nu uităm niciodată prețul mântuirii noastre. Numele Lui să fie binecuvântat. Apoi, iubiți frați și surori, am vrut să merg în Ghețimani, că acolo Domnul ne-a spus un principiu. Acolo Domnul a dat o recomandare. N-au fost atenți. Cei trei, triunghiul de aur, ca să spun așa, ucenici apropiați, Petru, Iacob și Ioan, n-au înțeles. Și Mântuitorul le-a spus, vegheați și rugați-vă. Stăm rău la capitolul rugăciunii. Stimați ascultători, au fost biserici care au scos rugăciunea. Nu mai încep în România, nu mai încep de la ora 9, încep de la ora 10. Dacă chiar se adună de la 9, au o părtășie la cafea sau știu eu ce, au scos rugăciunea. N-au înțeles importanța și nu înțeleg importanța rugăciunii. Au fost și sunt biserici care au diluat rugăciunea. Au amestecat-o. Problema este că nu că e amestecată. Problema este proporția. Că este laudă și închinare. Foarte bine, noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. El locuiește în mijlocul laudelor lui Israel, dar este prea multă laudă și prea puțină închinare. Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață de rugăciune. Să stăm în rugăciune, că este foarte importantă rugăciunea. Stimați ascultători, rugăciunea s-a răcit. Asta e marea problemă. Noi ne-am rugat, așa cum se spunea, pentru o soră în biroul pastoral, pentru vindecare și un frate a citit, rugăciunea fierbinte va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Vreau să spun ceva și o spun pentru toți. Un frate s-a dus pentru o ungere, a fost chemat la o ungere. Și un proroc l-a sunat și a spus, frate, Domnul mi-a spus să-ți spun că întâi este iertarea și apoi vindecare. Hai să citim în Psalmul 103, versetul 3. Îl rog să îl afișeze. Psalmul 103, versetul 3. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 103, versetul 3. Este corectă prorocia, o punem lângă Scriptură, e adevărat, are sens, da. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Este întâi iertarea și apoi vindecarea. De aceea, mi-este greu uneori, dar trebuie să o spun când merg la lucrarea aceasta de ungere și mă duc întotdeauna cu cineva să facem această lucrare și mi-e așa de greu să-i spun persoanei, fie că e bărbat, fie că e femeie, poate este ceva, poate s-a întrerupt legătura, poate trebuie o mărturisire, este nevoie de această mărturisire, trebuie să o facem. Întâi este iertarea și apoi vindecarea. De aceea doresc Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întoarcem din toată inima spre El, pentru că rugăciunea poate să fie întreruptă. Rugăciunea nu este ascultată dacă mâinile noastre nu sunt curate. Apostolul Pavel spunea, vreau de asemenea ca bărbații să se roage ridicând spre cer mâini curate, fără mânie,
fără îndoieli, căci numai astfel este ascultată rugăciunea noastră. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți ca rugăciunea noastră să fie ascultată, ea trebuie să fie dintr-o inimă curată și trebuie să luăm din calea rugăciunii păcatele noastre. În cartea profetului Isaia se spune foarte clar: păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și oricât v-ați ruga, nu vă ascult. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, să reașezăm rugăciunea la locul ei, ținând cont de frumoasa recomandare care ne-a făcut-o Mântuitorul, de sublinierea care a făcut-o în dreptul celor trei: vegheați și rugați-vă. Doamne, ajută-ne! De aceea Apostolul Petru, da, scrie în epistola lui: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Fraților, rugați-vă mai mult, acasă, la lucru, trageți-vă într-un colț undeva și înălțați o rugăciune, nu începeți ziua fără rugăciune, nu terminați ziua fără rugăciune, încredeți-vă în Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu, pentru că El ascultă rugăciunea. Psalmul 65 spune așa de frumos: tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marilor îndepărtate ale pământului și mării. Da, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Iubiți ascultători, în Ghețimani a fost și un pic de confuzie. Eu am avut impresia multă vreme, pentru că m-am uitat la ce au scris ucenicii și am constatat ceva ciudat. Relatarea despre Ghețimani este făcută de niște oameni care au dormit, au fost somnoroși, au fost obosiți. Ioan nu scrie prea mult, el a fost prezent. El scrie cum a venit ceata, ostașii, în epistola, în Evanghelia lui. Marcu scrie la îndrumarea lui Petru și o să vă citesc. Iacov n-a mai fost să mai scrie, a fost decapitat de Irod, a fost primul martir din cadrul bisericii. Domnul a îngăduit și a făcut ca primul martir să fie Iacob, deschizând drumul și șirul acestora, celor care vor proslăvi pe Domnul cu moartea. Și Petru îi spune lui Marcu, Marcu scrie în Evanghelie, și cum îmi imaginez eu ce s-a întâmplat acolo în grădină? Au ascultat pe Domnul și au auzit primele fraze: Tată, depărtează paharul acesta, facă-se totuși voia ta, și după au adormit. Și iar s-au dus, iar a venit Domnul să-i trezească, iar au ascultat începutul rugăciunii, dar în Ghețimani, și ne vom duce în Scriptură să vedem ce s-a întâmplat acolo în Ghețimani, cum a fost rugăciunea Domnului Iisus și care este adevărul despre rugăciunea din Ghețimani. În Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, citim, autorul cunoaște foarte bine, prin Duhul lui Dumnezeu spune: El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Prima parte, Tată, depărtează paharul acesta, nu a fost ascultată. Nu era o altă soluție. Tată, nu se poate altfel. Întotdeauna un copil are încredere în tata și știe că tata are întotdeauna o soluție, are o metodă să-i rezolve problema, dar problema mântuirii noastre nu se putea rezolva altfel. Și când Domnul Iisus a simțit că nu se poate altfel, a mers mai departe în rugăciune. Isaia 53:12. Iată ce spune Duhul lui Dumnezeu despre lupta aceasta a Domnului Iisus. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte, a fost pus în numărul celor fără de lege, a purtat păcatele multora, da, și s-a rugat pentru cei vinovați. În Ghețimani Domnul Iisus s-a rugat pentru tine și pentru mine.
a purtat povara noastră, a plâns înaintea Tatălui și a spus: Tată, ai milă de ei, îmi dau viața pentru ei, ajută-i să creadă în mine, ajută-i, Doamne, să se ridice din mocirlă și din păcat și să mă slujească pe mine până la sfârșit. Aceasta a fost lupta din Ghețimani. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute, să vă încredeți în acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-l citiți, să-l adunați în inima dumneavoastră, căci vremurile care vin sunt vremuri grele. Iubiți ascultători, nu pot să nu vă spun că fiecare om are Ghețimaniul lui. Știu că este greu în Ghețimani. E durere, sunt lacrimi, e sânge. A curs sânge pe fața Domnului, așa o putere și așa o luptă și așa o dramă a fost acolo în Ghețimani. Fiecare are Ghețimaniul lui. Dar vreau să vă spun, dragi ascultători, că nu se poate fără. Dacă vă spuneam că întâi este iertarea și apoi vindecarea, vreau să vă spun că întâi este suferința și apoi slava. Le spunea celor doi spre Emaus, erau așa de speriați, erau așa de contrariați. Cum? Noi am așteptat ca El să fie Cel care aduce mântuirea. Noi am crezut că este trimisul, că va așeza din nou și că ne-au pus niște femei de-a noastră în uimire, că ar fi avut o vedenie de îngeri care spuneau că El a înviat. Erau atât de contrariați și Domnul Iisus cu calm și cu răbdare. Parcă a uitat tot ce a fost. Dar ce s-a întâmplat? Cu Iisus din Nazaret, nu știi, ești singurul străin care nu știi. Dar ce s-a întâmplat? Și atunci le spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Nu trebuia să sufere Hristosul și apoi să intre în slava sa? Și le-a luat și le-a târcuit toate textele din Scriptură. Așa mi-ar fi plăcut să aud predica aceea de pe drumul Emausului, acei 11 km și ceva, în prezența Domnului, să văd ce texte a mai luat din Scriptură, de unde le-a mai arătat celor doi că trebuia Hristosul să sufere. Dragi ascultători, este greu în suferință, dar este pe primul loc. Întâi vine suferința și apoi slava. De aceea Petru spune: încercarea credinței voastre este mult mai scumpă decât aurul și dacă trebuie, suntem încercați. Nu vă luptați să ieșiți din aceste încercări. Chiar și pasajul din care s-a vorbit în engleză spune că întristarea, durerea aduce pocăință. Dumnezeu ne vrea cu gelozie, numele Lui să fie binecuvântat. E mai de preț împărăția lui Dumnezeu decât viața noastră pământeană. L-au adus pe slăbănogul acela înaintea Domnului Iisus și acolo constatăm că este o altă ordine decât o știm noi. Noi ținem foarte mult la trupul acesta, vai să fie vindecat, și prietenii aceia patru l-au adus pe slăbănog în fața Mântuitorului și parcă Mântuitorul nu descifrează durerea lor și dorința lor ca prietenul lor să fie vindecat și să uite la el și spune: păcatele îți sunt iertate. Întâi este sufletul și apoi este trupul. Noi ținem foarte mult la trupul acesta și am vrea să nu sufere, să-i fie bine, să-i fie cald când trebuie să fie cald, să-l întreținem, să-l alimentăm, să-l îngrijim, și nu-i rău, dar întâi este sufletul. Domnul ne vrea cu gelozie pentru slavă. Și spune în Cartea Corintenilor, și cu aceasta vreau să închei: ne pedepsește acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Pentru că, repet, întâi este împărăția cerească și apoi viața aceasta. Pe primul loc noi trebuie să punem împărăția cerească. Doamne, nu-i bine să spun pedepsește-ne, nu-i bine să spun Doamne, pune-ne în foc, dar vreau să spun Doamne, du-ne în împărăția Ta, mântuiește-ne, scapă-ne de firea aceasta pământească, scapă-ne de tentațiile acestei lumi, să ne îndreptăm privirea spre El. Mântuitorul spunea: când veți vedea aceste lucruri că se întâmplă, și noi vedem că se întâmplă și în România și în la vecinii noștri, în țările din vecini și pe aici, pe locuri, veți simți și dumneavoastră schimbările care se fac. Mântuitorul a spus: când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați privirea în sus, căci de acolo va veni izbăvirea. Domnul să ne
dea putere, să nu uităm niciodată prețul mântuirii noastre, acolo în Ghețimani, durerea care a fost, să nu uităm valoarea rugăciunii, să învățăm să ne rugăm tot mai mult, să nu reducem rugăciunea, să nu diluăm rugăciunea, ci să ne apropiem de Domnul ducând o viață de rugăciune și apoi să nu ne fie greu dacă trecem prin încercări, prin suferințe. Pentru că, spunea poezia, cununile eterne din necazuri se împletesc. Nu purtăm mai grea povară decât noi putem primi, dar în eterna primăvară, cu cât crucea e mai ușoară, mai ușor și tu vei fi. Lasă lumea ca să zică orice vorbă de nimic, ucenic sau ucenică, cu cât crucea ta e mai mică, mai ușor sus vei fi și tu mai mic. Doamne, noi îți cerem ție, o ajută-ne acum, ca spre a ta împărăție să purtăm cu bucurie încercările din drum. Căci ferice de aceia care știu purta frumos și ocara și ideea că ei au în mână cheia și toiagul lui Hristos. Amin.